Bun venit la această nouă abordare a unei discuții, zic eu, destul de interesante, pe care aș vrea să o port în această ocazie cu pastorul Edmond Constantinescu. Acest interviu, natura lui, de fapt, structurală, se vrea, de fapt, o discuție explicativă vis-a-vis de anumite teme care apar atunci când, mai ales în contextul nostru, să zic așa, modern sau, dacă vrem, postmodern, discuții care sunt din ce în ce mai, să zic așa, pregnante și mai extrem și extrem de penetrante, având în vedere că oamenii încearcă să găsească o soluție destul de realistă, refuzând să mai accepte, să spun așa, imaginarul ca sursă a visurilor și idealurilor, ci mai degrabă o lume reală în care să se poată ancora cât se poate de bine. De aceea, pastorul Constantinescu are o anumită versiune, o anumită viziune asupra modalității în care putem să supraviețuim în această lume, poate nu doar o supraviețuire fizică, dar mai mult chiar o depășire a condiției noastre, să zic așa, inerente. De aceea spun bun venit pastorului Constantinescu aș vrea să încep această discuție, să lansez această discuție printr-un comentariu pe care un tânăr elev, la întrebarea ce faceți voi la ora de religie și cum percepeți voi religia, a avut următoarea replică, mi se pare mie extraordinară. Am să citesc efectiv comentariul lui. Proful meu este o specie aparte. În prima oră de religie ne-a zis că nimeni nu a dovedit că pământul chiar se învârte în jurul soarelui și că oamenii de știință cred în Big Bang, găuri negre, gravitație și alte prostii de astea, la fel cum oamenii cred în Dumnezeu. Pe lângă asta, de fiecare dată când vede fetele cu unghiile făcute, începe să necească din Biblie cum ar trebui să se poarte femeile. Nu mai zic, se enervează rău de tot când îl întreabă cineva de ce preoții poartă veșminte de 3.000 de euro în timp ce copiii mor de foame. Răspunsul lui la întrebarea asta a fost, păi dacă toți preoții ar vinde totul și ar da tot sărmanilor, atunci biserica ar fi săracă și nimeni nu ar mai veni la slujbe. Și concluzia tânărului, Iisuse, de ce mi l-ai adus pe blegul acesta pe cap? Deci, vreau să pun o întrebare. Care crezi că este elementul comun între acest bleg generic? Da. Și acele persoane pe care tu le-ai descris foarte plastic prin expresia care își lasă creierul la garderobă. Da. Este cumva religia un instrument de deresponsabilizare a individului atât la nivel intelectual sau poate mai ales la nivel intelectual, dar având și, să spun așa, conotații sociale. Cum vezi religia, de fapt, în acest context? Sorin, este un adevăr dur pentru un pastor. Dar religia creștină, nu vorbim despre budism, despre alte religii, religia creștină este o, cum ai declarat și tu, este o evadare din lumea aceasta. Deci să vedem religia ca o strategie de evadare din această lume. Da, da. Cum a spus Marx, opium pentru popor, da? Și foarte interesant, trebuie remarcat că ceea ce a spus Marx nu este neapărat împotriva religiei. Din potrivă, Marx, de fapt, când spune în context, spune religia este strigătul sufletului, mă rog, nu mai amintesc exact expresia, da? Dar religia este un geamăt. Este strigătul sufletului care e prizonier într-un univers care este ostil. Și în sensul ăsta este opium pentru popor. Este foarte clar că, întorcându-mă la alt critic al religiei, Friedrich Nietzsche, al religiei creștine, spune Nietzsche că creștinismul este nihilist, de fapt. Una dintre intuițiile adânci ale lui Nietzsche este că creștinismul pregătește calea pentru un nihilism european sau un nihilism vestic, odată ce demisia Dumnezeului creștin va fi un fapt nu numai prezent în societate, dar un fapt acceptat ca atare, oficial. Dumnezeu va fi îngropat, cu alte cuvinte. În sensul că religia creștină, spre deosebire de greci, de păgâni, a demonizat existența, viața reală și a transferat toată valoarea vieții asupra unui vieți viitoare și a unui cer și a unui vieți viitoare, așa că viața aceasta nu contează. Acum, acesta este aspectul care face religia deschisă la critică. Pe de altă parte, însă, creștinismul trebuie să recunoaștem că este prima etică în care omul merge împotriva naturii. Etica păgână era bazată pe natură, era prin excelență legea morală în inimă, dar etica creștină depășește morala naturală
și este împotriva naturii. Sunt lucruri, egalitatea nu e naturală, trebuie să recunoaștem, da? Și multe astea aspecte, să întorci obrazul celălalt, nu este naturală. Deci etica creștină este în privința asta cea mai mare revoluție care a existat vreodată în omenire. Și așa că există un paradox la religie. Pe de o parte, trebuie să recunoaștem că religia într-adevăr este opium pentru popor. Pe de altă parte, este un medicament de care creierul uman are nevoie. Așa cum toate drogurile sunt medicamente în cantități mici. Creierul uman are nevoie de acest medicament ca să poată confrunta realitatea. Opiumul poate să te facă să evadezi realitatea sau te anestezează ca să poți să, cum să spun, ca să poți să procedezi cu realitatea la rece. În privința asta, eu cred că mai degrabă învățătorul lui Iisus Hristos nu poate fi încadrat de la ceea ce nu e religie. Învățătorul Hristos este mai mult decât religie și mai puțin decât religie. Da? Și văd la data aceasta nevoia unei întoarceri la Iisus Hristos. Dar aș vrea ca această întoarcere să fie cât mai independentă de contextul religiei. Probabil termenul folosit acum de spiritualitate. Cumva nu-mi place care o nuanță New Age. Mai degrabă radicalismul lui Iisus Hristos, redescoperit. Nu mi se pare că este neapărat spiritualitate, e mai mult decât spiritualitate. Deci, cred că religia, într-adevăr, este un instrument de anestezie a creierului uman, ca să-l facă să treacă prin viață ca un alcoolic, care nu-și asumă responsabilități. În același timp, este o putere, ca orice drog este o putere, care poate fi folosită terapeutic. Ca pastor, ești perceput ca fiind un, să spun așa, un gânditor liberal, da, căutând să traverseze limitele naturale pe care orice fel de religie le stabilește în dreptul credinciosului și a gândirii lui. Da. Uneori am impresia că demersul tău seamănă cu un fel de deratizare a religiei, de toți gândacii, de toți gândacii ideologici, îmi place foarte mult ideologici și insectele sectare, care colcăie de fapt în mare parte. Întrebarea mea este dacă această, să spun așa, deparazitare mai bine spus, a conceptului de religie, nu cumva te poate conduce la o la o abandonare cu totul a... Măi, vorbind de deratizare, mulți dintre frații noștri înainte de Revoluția din 89 se ocupau cu omorâtul de gândaci și de șobolani pentru că se putea ține sabatul. Și mi-am amintesc de Marin Preda, cel mai bine dintre pământeni, în care profesorul universitar se ocupa de omorâi șobolani. Și Marin Preda mai filozofic acolo decât erau frații mei care omorau șobolani. Cert este un lucru, este sigur că atunci când omor șobolan și gândaci, riști să te otrăvești și să omori și oamenii vinovați. Asta e riscul oricărui derazitizator. Da. Și din cauza aceasta este un proces care trebuie făcut cu precauție. Dar cred că religia este prea infestată de paraziți, deci de paraziți în sensul propriu al cuvântului. Adică persoane care doar sug. Și mi se pare că această categorie, din cauza dilemei prizonierului, de care cred că ești conștient, da? Deci, într-un sistem închis, cel care trișează câștigă. Okay? Din cauza că, cu cât biserica e un sistem mai închis, cu atât mai mult cei care trișează câștigă mai mult. Și asta duce ca la o demoralizare în corpul pastoral. Pastorul cinstit care își urmărește convingerile consecvent, n-are nicio șansă în sistem. Șansa o are șmecherul și parazitul. Deci asta face ca implicit să se mulțească paraziții, clasă de paraziți în cler. Și există un alt fel de parazitism care nu este al clerului, al omului care vrea să sucă certitudini și confort și siguranță, fără să își asume responsabilitatea față de existență. Nu? Cred că distrugerea acestei clase însemnează practic o golire a structurii de mare parte din populația ei. Deci este o catastrofă din punct de vedere demografic, să zic, în biserică. Dar este necesară. Bun, dar ce părere ai despre paraziții ideologici? Adică ce anume în acest, să zic, sistem complex numit religie este parazitat de ideologie și de, să zic așa, abordări partizane și sectare, care de fapt compromit în esență orice fel de mesaj
până la urmă, pozitiv. Da. Care... Și fiindcă vine vorba, nu recunosc eticheta de liberal. Uh-huh. Eu nu sunt liberal. Eu sunt foarte conservator, de fapt, uh-huh, în gusturi și în preocupări. Și conservatorismul meu se dovedește prin faptul că, pentru mine, compromisul cu adevărul este ceva ce nu accept. Da? Deci eu cred că există adevăr și există un sens clar al cuvântului Bibliei și că trebuie să-l căutăm, să-l înțelegem. Dar întorcându-mă la, și cred într-o disciplină a vieții, a vieții spirituale și a vieții personale, fără absurditățile sectarismului apocaliptic. Da? Mm-hmm. Dar, cred, da. Însă, ca să mă întorc la întrebarea ta, deci ai vorbit despre ideologie. De paraziții ideologici. Da. Deci ideologia, ce este ideologia până la urmă? Ideologia, de fapt, este o justificare a puterii. În o definiție cât se poate de simplu, da? Deci ideologia mimează interesul pentru adevăr și pentru etică, pentru teologie. Dar, de fapt, scopul, agenda este dinainte stabilită. Să justifice controlul unei părți din biserică de către altă clasă. Din acest punct de vedere, de exemplu, eu consider că Geneza este tratată ideologic în lecțiile noastre. Și că Ellen White este folosită ideologic. Da? Deci, e foarte clar că ideologia este un instrument de parazitism. Ideologia este un instrument prin care o clasă își justifică parazitarea altei clase. Da? Uh-huh. Deci, clasa care suge, spune celelalte clase, tu ai nevoie de mine, fiindcă fără mine ești pierdut în lumea aceasta, nu? Și justificarea acestei atitudini este o ideologie. Este o problemă în evul mediu. Ideologia aceasta a fost în mare parte identificată cu teologia scolastică. Și aceasta este normal pentru că o clasă care are toate mijloacele la îndemână poate să construiască o teologie perfectă, în fața căreia țăranul medieval nu are nicio replică. Oarecum situația asta a fost în biserică. În sensul că o clasă needucată niciodată n-a putut să găsească argumente în fața ideologiei religioase. Dar lucrul ăsta s-a schimbat foarte mult acum. Uh-huh. Pentru că, așa cum ai dat exemplu cu elevul de la ora de religie, da? Există o clasă care, în contextul internetului și a exploziei informației și, mă rog, noi posibilități de educație, există o clasă în biserică care e tot mai largă și care nu poate fi manipulată ideologic, fiindcă pune întrebări. Ori mi se pare că un alt aspect al ideologiei este aceea de a ne întoarce la niște stereotipuri gen apostazia omega. Și să spunem, uite, vezi, orice întrebare ne la locul ei, orice tendință de indisciplină eclesiastică, este semnul unei apostazii teribile care vine asupra bisericii și deja vedem semnele vremii și sora ta a spus că se vor ridica în biserică așa și așa și atunci ușa este deschisă pentru aceștia să plece ca să ne lase în pace, cum spunea Clifford Goldstein. De ce nu vă căutați altă biserică? Da. De ce crezi că Geneza, Cartea Genezei, a devenit noul șibolet al adventismului, după care fiecare, să zic așa, concepte sau mentalitate ar trebui să fie foarte riguros testată. Adică ori pronunți Geneza cu un accent puternic, tradiționalist, să zic așa, foarte clar, fără să ai dubii și fără să ai niciun fel de asemenea îndoieli, ori, din contră, ești trecut pe partea, ești trecut în zona în care, practic, tu nu ești considerat ca făcând parte din, să spun, corpul mai larg al tuturor credincioșilor. Adică, în ce măsură ar trebui, sau cum ar trebui pronunțată Geneza astăzi, în secolul 21, în așa fel încât să nu fii nici ridicol atunci când abordezi aceste teme cu contemporanii tăi, pe de altă parte să rămâi și fidel, mesajului biblic. Da. Problema care este? Deci mai întâi justificarea ideologică, sunt două justificări ideologice. Una că dacă nu pronunțăm Geneza cu accentul corect pe ș sau pe s, pe ș sau sim, care o fi, nu mai avem sabatul. Este foarte interesant că acest profesor la Wheaton College, care a scos cartea despre capitolul 1 pierdut al Genezei, The Lost World of Genesis 1. Da. Cum e, care e numele lui? Walton. Am o problemă cu... John Walton? Da, John Walton. Am o problemă cu numele. Care e foarte criticat la noi. Și care vine de la un seminar teologic conservator, baptist. Acest profesor, de exemplu, mi se pare că printre altele arată că noi nu pierdem sabatul. Exact, din contră. Da, dacă nu pierdem sabatul, din potrivă, dacă așa în geneza interpretată funcțională. Altul este, alt argument ideologic, este că crucea
este compromisă dacă pierdem creațiunea perfectă și, și căderea în păcat. Dar, de fapt, mie mi se pare că este altceva la mijloc și boletul are alt sens. Da? Problema este că noi am făcut din Biblie o interfață la realitate. Și întotdeauna creștinii au fost interesați de interpretarea realității. Da? De ce realitatea este așa cum este? De ce un univers, de ce Dumnezeu bun a creat universul așa cum este el? Da? De ce, care este cauza finală a lucrurilor? Întotdeauna au căutat. Dar ce este interesant este că în tradiția creștină răspunsul n-a fost căutat în Biblie, ci în filozofia greacă. Deci, începând de la Origen, Augustin, Aquinas și Erasmus din Rotterdam, ei au căutat să folosească instrumentele filozofiei grecești ca să, și nu Vechiul Testament. Și de ce nu Vechiul Testament? Pentru că, interesant, dacă plecăm la creștini din primele secole, deci după moartea lui Pavel, dacă ne referim la epoca lui Marcion și agnosticilor, ei n-au fost o contradicție între un Dumnezeu rău și Vechiul Testament. Contradicția era între Vechiul Testament și Noul Testament. Și firește că contradicția era între lumea, cum există și Noul Testament. Și cred că Augustin a rezolvat problema în sensul cel mai rău al cuvântului, atunci când, pe de o parte, a împăcat Geneza cu cosmologia neoplatonică, dar, pe de altă parte, l-a făcut pe Dumnezeu mai rău decât în Vechiul Testament. Adică Dumnezeu nu că omoară oameni, Dumnezeu îi torturează o veșnicie în iad, numai fiindcă el a hotărât dinainte ca aceștia să meargă în iad. Deci Dumnezeul Noului Testament, pentru Augustin, plecând la câteva texte din Biblie, mai rău decât al Vechiului Testament. Da? Deci, însă, cert este că s-a dezvoltat în gândirea apuseană o teologie naturală și o filozofie care încearcă să abordeze, care este interfață între Biblie și realitate. Ori pentru că noi ca adventiști am plecat de la ideea că a fost o mare apostazie, pentru că nu ne interesează ce au spus teologii și filozofi creștini timp de 2000 de ani. Noi avem Biblie, nu? Asta este ideea. Și pentru că de asemenea am fost influențați de acest concept al common sense philosophy, al lui Thomas Reid, anume că bunul simț comun este superior intelectualului sofisticat, care și acum pe Dumnezeu mult, este sursa anti-intelectualismului american. Okay? Deci bunul simț colectiv este superior intelectualului, care gândește și speculează. Și că ăla e o minte speculativă, dar noi avem unul simț. Deci, plecând de la aceste doi factori, adventismul a făcut din Geneza o interfață a realității. Și acceptă că numai științele pure empirice sunt științe. Deși, adevăr că în timpul nostru nu mai există știință empirică, în adevăratul sens al cuvântului. Orice știință merge pe modele foarte logice, matematice, destul de sofisticate. Care este, de fapt, rolul Bibliei? Dacă nu este o interpretare a realității, care este rolul Bibliei? Hai să, vreau să termin cu, să dau răspunsul concret. Deci, atunci când Biblia s-o găte o interfață a realității, Biblia devine un extraordinar instrument ideologic. Și mai ales pentru că Biblia nu se poate împăca cu ea însăși. Și ai nevoie de o autoritate exterior cum e Ellen White, da? Ca să interpreteze și pe nevoie de altă autoritate să interpreteze pe Ellen White după aceea. Da? Deci asta întărește foarte mult autoritatea asupra omului. Și cei care, în ultima instanță, și boletul este infantilismul. Actuala accent pus pe Geneza are ca scop ca orice minte care gândește nuanțat să ne lase în pace și biserica să rămână într-un infantilism gregar. Bun, care e rolul Bibliei? Indiscutabil că cred că aici sunt de acord. Biblia nu este o interfață a realității. Sau dacă Biblia este o interfață a realității, nu este o interfață științifică și nici măcar filozofică. Biblia este o interfață teologică a realității. Dar cu o precizare, nu există Biblia. Există niște cărți. Deci nu există o carte numită Biblia. Primul care a făcut o carte numită Biblia a fost Constantin, despre care nu avea o părere foarte, foarte bună. Da? Deci, Biblia a fost niște suluri și aceste suluri care au fost așezate mai întâi de rabine evrei, ca făcând parte din canonul Vechiului Testament. La început nu a fost canon, autorii Bibliei nu știau că scriu Biblia, da? Și nici cei din timpul Noului Testament nu știau că scriu Noul Testament. Biblia nu este o carte care să conțină un discurs coerent cu privire la realitate, ci Biblia, de fapt, este ca o dramă care se joacă în fața noastră, în care, mai ales Vechiul Testament, e splendid, nu? Diverse personaje, șarpele, Dumnezeu, femeia,
Iov, Iona, dialoguează. Și noi trebuie să înțelegem în ultima instanță ceva din această dramă. Dar cert este că atunci când ne identificăm cu un personaj din dramă, zicem, e personajul pozitiv, toți ceilalți sunt personaje negative, noi suntem prinși într-o capcană, pentru că când se întâmplă în unele dintre filmele bine făcute la Hollywood, îți prezintă un personaj pozitiv cu care te identifici și treptat acesta devine să zici că este un monstru sau este un psihopat și că băiatul bun este celălalt. Și șterge linia de demarcație între the good guys și the bad guys. Biblia este la fel ca o producție Hollywood bună, în care personajele schimbă, de exemplu, oamenii lui Ezra, care își gândesc femeile dintre Iisus față de Dumnezeu, aș juc să răsânească pe Iisus în Noul Testament. Deci este aici, cei care stau în scaunul lui Moise, da? Farisei. Este aici o dialectică în Biblie, care dacă nu ții de cont de ea, Biblia devine mai degrabă o mare confuzie. Și implicit, atunci Biblia necesită o autoritate ca să o interpreteze. Or, problema noastră este că noi ignorăm 2000 de ani de filozofie, de gândire filozofică și logică și teologică creștină, care încearcă să interpreteze sensul realității. Sensul realității din punct de vedere a unei persoane care a citit Biblia, dar n-a tras concluzii definitive din Biblie. Și în cazul să apelez la filozofie. Profilul pastorului general este conturat de anumite atribuții legate de partea administrativă, partea, să zic așa, pastorală, și anume de vizitare, de relaționare cu membrii și cu toate celelalte aspecte ale bisericii, mai puțin ca și gânditor. Da, pastorul eventual este un prezentator, este un predicator, el trebuie să susțină periodic anumite prezentări pe teme destul de concrete, concrete și în general fără să creeze dileme. Da. Eventual să răspundă la ultimile posibile dileme rămase și să ofere o multitudine de certitudini. Da. Credinciosul vine la biserică pentru ca să primească certitudini, nu ca să plece de acolo cu îndoiele. Da. Ori ideea este că ca și predicator sau prezentator, tu te-ai distanțat de acest model, inevitabil sau să zic așa, poate conștient, ai încercat să oferi o altă viziune, și anume pastorul sau predicatorul sau, mă rog, cel care este considerat un fel de lider al bisericii, să fie eventual în primul rând un gânditor. Da. Chiar dacă acest profil trebuie să conducă la spargerea unor modele sau abandonarea unor profiluri vechi sau anacronice și să meargă pe cărări neumblate. Unii au impresia că cărările tale sunt cam foarte neumblate și aproape ești în pericol să rătăcești. Din toate temele posibile care pot fi explorate la un moment dat, se pare că această tema a creațiunii, a genezei, a originilor te-a preocupat cel mai mult. Da. Și aici, de fapt, vii cu o anumită viziune, o anumită versiune. De ce atât de important acest aspect? Bun, eu sunt un fundamentalist. În esență, ok? Deci nu eu sunt liberalul în biserică. Mă rog, poate fi și un fel de joc de cuvinte ăsta până la urmă. Sunt un modern, să zic, sunt modern, da? Deci nu am îmbrățișat filozofia postmodernă și vreau să spun, nu am respins-o din cauza că sunt prea bătrân să o respect. Ci realmente n-am îmbrățișat-o din motive solide, filozofice. Eu cred în adevăr. Nu cred că percepția noastră cu privire la adevăr este definitivă și este deplină. Dar cred în ceea ce s-a căutat timp de 2000 de ani în gândirea creștină. Deci mă gândesc un creștin aici. Un adevăr total. Da? Nu zic absolut, dar un adevăr total. Da? Care să implice toate cele adevăruri în el. Și în privința aceasta, consider că principala noastră problemă care avem noi este o problemă epistemologică pe care o ocolim. În sensul că ceea ce noi luăm Biblia în mână și facem niște declarații cu caracter ontologic sau ontic. Deci când spun ontologic, înțeleg filozofia existenței. Când spun ontic, ceea ce există, descrie existența, da? Ca să e distinție care a luat-o de la Heidegger, știu că nu mulți sunt de acord cu ea. Dar iau distinția lui Heidegger, ontologic este filozofic și ontic este descriptiv. Da? Noi facem afirmații cu caracter ontologic și ontic, care sunt în contradicție nu numai cu informațiile care le avem despre realitate, informații care sunt indubitabile, deci cu tot scepticismul de care ești posibil în fața științei. Sunt informații care cu siguranță niciodată
Vor fi poate interpretate, dar în viitoare niciodată nu vor fi aruncate la coșul de gunoi. Decât dacă gândim într-o epocă de barbarism iarăși, da? Și nu numai că zic că ignoră informații moderne, dar de fapt ignoră dialectica istoriei de 2000 de ani. Spuneam în cartea mea un lucru, că esența oricărui fundamentalism este caracterul anistoric al lui. Da? Deci noi nu venim în continuarea istoriei gândirii creștine, care a trecut prin o anumită dialectică și care a mers în continuare, începând de la Pavel. Această dialectică a mers în continuare până și când spun creștin, înțeleg inclusiv dezvoltări seculare moderne din secolul 19 și 20, care a definit un anumit concept al adevărului pe care noi îl ignorăm total. Și Geneza este aici punctul vulnerabil. Pentru că eu am făcut o afirmație în anul 2000, când am început să fiu preocupat de acest subiect. Am spus, am avut o criză despre îndreptățirea prin credință, am avut o criză cu privire la sanctuar și la perfecțiune. 1944 și Ellen White, perfecționismul. Perfecționismul. Cu siguranță că următoarea criză va fi cu privire la evoluție, evoluționism. Și în privința asta mi-am făcut lecția foarte bine. Am încercat nu să mă joc cu adevărul. Cum a spus un prieten comun de al nostru și șef mai mare de al nostru, a spus că oricum membrii sunt ignoranți și nu înțeleg lucrurile acestea. Deci n-am așa, am spus, membrii trebuie informați cu privire la adevăratele noastre dileme. Ori problema este că dacă noi acceptăm Geneza pe baza unei citiri literale a textului biblic și pe ori ne izolăm cu totul de societate și de istorie și așteptăm venirea Domnului deva într-un bunker, deva în lumea iluziilor noastre, ori dacă vrem să fim parte din lumea în care trăim, nu trebuie să ignorăm în primul rând istoria teologiei naturale și a dezvoltării teologiei creștine până în secolul 20 inclusiv, dar nici aportul pe care științele moderne ale naturii l-a dus la înțelegerea originilor. Ori aceasta pune o mare problemă la noi, dar surpriza mea a fost că nu trebuie să mă bat cu ea. Surpriza mea a fost că revoluția științifică, care am tratat-o în cartea Ehneomonide, anume, ce am văzut că atât revoluția științifică, cât și paradigma evoluționistă, sunt mai vechi decât revoluția științifică. De fapt, revoluția științifică a fost provocată de o schimbare în teologia creștină din secolul 17-18, care a generat revoluția științifică. E întrebare de ce a apărut revoluția științifică în secolul 17, când la începutul secolului 17 Galileu nu știa mai mult decât Aristotel, să zic. Sau Toma d'Aquino, da? Sau Kepler nu știa mai mult decât Toma d'Aquino. Și dintr-o dată avem toate ramurile științei într-un singur secol. Sunt create și lumea o ia în altă direcție. Dar, de fapt, schimbarea a venit în secolul 16, prin Erasmus din Rotterdam. Și apoi, în secolul 17, a fost schimbare în teologie. În teologie, pe care noi o ignorăm. Așa că, văzând acest lucru, zic, ok, stai puțin, nu cumva noi, problema noastră nu este că ignorăm știința, ci că ignorăm chiar dialectica teologiei creștine, care a mers spre, în general, direcția în care a mers teologia creștină a fost ca omul să-și asume cât mai multe de responsabilitățile lui Dumnezeu în decizie, în alegere liberă, în organizarea societății, nu mai are nevoie de rege uns, da? Cetățeanul, decide, în vindecarea bolilor, în binecuvântarea, numai se roagă pentru ploaie, ci face irigații. Deci acest concept modern al omului care nu este pasiv în fața Universului, ci este un agent activ, de fapt este, s-a născut în teologia creștină în secolul 16-17 și tocmai acest concept noi l-am ignorat și de cauza asta am respins modernitatea. Deci agenda mea personală este ca să fac biserica adventistă conștientă de faptul că nu numai că acest concept există în teologia creștină și modernitatea și paradigma evoluționistă sunt urmarea acestui concept în care Dumnezeu prin încarnare transferă universului făptăți de autoorganizare, dar că de fapt adventismul în mod istoric vine dintr-un asemenea izvor. Adventismul nu este o religie ortodoxă. Adventismul este o religie ale cărei rădăcini se găsesc în revoluția științifică și în societățile secrete din secolul 17-18 din Anglia. Newton fiind cel mai bun exemplu. Și contrar prejudecății noastre că Miller stătea undeva cu o concordanță și o Biblie și îngerii șopteau la oreche, vreau să spun că Miller l-a citit pe Isaac Newton și pe alți teologi din secolul 18.
Bun, haideți să facem câteva precizări punctuale, având în vedere că au apărut câteva concepte care la prima vedere nu au nicio legătură una cu altul. Mă refer la, ai afirmat paradigma evoluționistă, dezvoltarea dialecticii creștine, faptul că Dumnezeu s-a întrupat și a continuat într-un fel sau altul o asemenea, aceeași, să zic așa, dinamică. Pentru foarte mulți, mă rog, ascultători sau, în sfârșit, observatori, aceste elemente parcă nu fac parte din același... Adică aceste ingrediente nu fac parte din aceeași meniu. Da. Bun, ai adus în discuție cartea Ichneumonide. Am observat, citind cartea, că ți-ai propus, de fapt, să rezolvi două probleme. Da. Prima problemă a fi, de fapt, să rezolvi dilema lui Darwin. Da. Și o să abordăm puțin acest aspect. Și a doua problemă este legat de recuperarea lui Dumnezeu, dacă mă pot exprima așa. Da. Adică îl vezi pe Dumnezeu ca eliberator, care trebuie să-și continue acest rol, deși a fost anulat în context istoric dezvoltarea creștinismului pe o filieră foarte oficială și instituțională. Vrei să-l recuperezi pe Dumnezeu în același statut pe care l-a avut în antichitate de eliberator al omului. Da. Mai întâi, haideți să discutăm puțin, nu cumva dilema lui Darwin, cel puțin la prima lectură, așa cum este formulată, nu pare un fel de red herring? Adică, până la urmă, de ce e obligatoriu, Dumnezeu trebuia să zic așa, să creeze o asemenea insectă, de aici și titlul cărții tale? Și pe această bază, nu? Practic, el construiește, de fapt, ceva care, într-un final, anulează întreg sistemul ideologic creștin. Da. Care ți este, să zic așa, părerea vis-a-vis de acest argument, să-i spunem, al lui Darwin? Bun. Mai întâi aș vrea să spun că Darwin, deci înainte de Darwin, am arătat în cartea mea, înainte de Darwin, în teologia creștină, apar două curente care încearcă să reinterpreteze lumea după prăbușirea nominalismului, după prăbușirea realismului, deci în contextul crizei nominaliste din secolul XIV, dar oarecum să se detașeze de umanismul creștin, poetic, și să recapete rigoarea scolastică, fără să cadă în prejudecata scolastică. Și care e prejudecata scolastică acum? Vedem, grecii nu considerau rațiunea o facultate a individului, ci o proprietate a cosmosului. Pentru că rațiunea se identifica cu geometria lui Euclid. Or, nominalismul a dovedit că lumea nu e rațională. Și atunci interesul pentru rațiune a rămas interesul pur pentru umanism. Da? Deci în secolul, odată cu revoluția științifică, reîncepe o investigare a universului pe bază raționalistă, dar un nou gen de raționalism, raționalismul științific. Și acum avem două concepții care sunt într-o legătură dialectică una cu alta, de teză și antiteză. Este al lui Descartes și al lui Hobbes. Și Hobbes e un determinist care consideră că tot ce există în natură este doar corporalitate și mișcare și schimbare. Și că nu există libertate din cauza că există o relație de la cauză la efect dintre un fenomen și alt fenomen. Deci nu există libertate pentru că deja primul impuls în existența Universului cuprinde în el toate evenimentele din Univers. Cum a spus și Laplace mai târziu, nu? Deci tu ai spus undeva de mitologia mecanică. Deci această mitologie mecanică. Pe când Descartes, care este Nathan Hobbes, de fapt, acceptă ideea determinismului în lumea naturii. Dar Descartes presupune că, de fapt, spiritul uman este liber. Și Descartes crede că prin regele rațiunii noi ajung să controlăm acest determinism, să ne sustragem, de fapt, determinării lui. Ceea ce o concepție titanică. Acum, cel caracterizează pe Darwin. Este clar că este lucrurile ca lui Hobbes, ca și Karl Marx. Adică Darwin este un determinist. Și fiind un determinist, problema la el se pune, ok, el a descoperit legile selecției naturale. Da? Și este foarte clar că Ichneumonide este un rezultat al selecției naturale. Asta e clar pentru Darwin. Darwin are întrebări mistice. Dar totuși Dumnezeu este răspunzător de universul pe care l-a creat. Așa că Dumnezeu putea să prevadă când a făcut selecția naturală și când a făcut-o mis și ies, că se va întâmpla așa ceva. Și întrebarea lui este cum îl poți justifica pe Dumnezeu în contextul teologiei creștine tradiționale în care el era instruit, să nu uităm că Darwin a fost teolog înainte de a fi om de știință. Și
dacă mai de-aia a fost un om de știință foarte bun, că a fost teolog. Da? Cum îl putem justifica pe Dumnezeu? Așa. Și răspunsul care de lua Sacre este foarte interesant, că contrazice o caricatură a lui Darwin, care este foarte populară între conservatorii americani. Adică Darwin spune fiecare să creadă și să înțeleagă cum speră el. Da? Dar eu sunt într-o mare, mare confuzie. Cu când mă gândesc mai mult, cu atât sunt mai confuz. Argumentul care vine pe lângă Descartes, anume că este de la Nietzsche, în care Nietzsche respinge materialismul și se întoarce la o teză care vine de la Augustin, de fapt, în ultima instanță, dar care Schopenhauer o discută într-un scepticism oriental. Anume că, de fapt, lumea este, viața, în primul rând, este voință. Deși Nietzsche ia atomismul democrat și face până și anticipează într-un fel fizica cuantică, făcând până și atomii să fie voință. Dar clar este că Nietzsche se ridică, am spus în cartea mea, Darwin coboară metafizica în biologie. Cu acea frază celebră, Platon spune că sentimentele noastre sunt dintr-o perioadă a sufletului înainte de preexistență și... A să citi maimuța pentru preexistență, da? Deci la Darwin totul este determinat biologic și asta este cartea lui de Originea Omului și e explorat foarte bine de Herbert George Wells în Insula Dr. Moro, această concepție a lui Darwin. Wells fiind un elev al lui Huxley, de fapt. Deci un foarte bun darwinist. Bun, Nietzsche, de fapt, este cel care îl contrazice pe Darwin, mergând la teza lui Descartes că, de fapt, realitatea ontologică fundamentală nu este materia, ci este voința. Și biosul este voință. Și Nietzsche chiar merge până acolo încât spune că, de fapt, selecția naturală nu poate duce la complexitate. Pentru și la diversitate. Da, și la diversitate, este clar acest, dar e clar că selecția naturală duce la diversitate, dar Nietzsche merge până acolo încât spune că selecția naturală duce la victoria elementului inferior asupra celui superior totdeauna. Este fraza lui celebră, care o aplică și la filozofia socială. Adică, ceea ce e nobil nu câștigă bătălia în selecția naturală, dar Nietzsche, de fapt, vede mecanismul evoluției în voința de putere. Un instinct al vieții de a se extinde, care este ceva metafizic la el, ok? Aici, fără să vrea Nietzsche, care face profesiune de credință să dărâme teologia creștină, fără să vrea Nietzsche, de fapt, înarmează teologia creștină împotriva materialismului marxist și darwinist. Cum? Mai concret. Da, în sensul că, dacă mergem în secolul 20, ceea ce au făcut mulți teologi, nu Heidegger, deci unii ca Heidegger, au mers într-o direcție opusă lui Nietzsche. De ceea ce au făcut în teologia, să iau Teilhard de Chardin, iezuit, da? Între protestanți Paul Tillich, mi se pare. Cel mai mult. Mă rog, văzut ca un liberal și așa mai departe de alții. Deci, detașându-se de concepția teologiei dialectice a Karl Barth, de exemplu, că nu există teologie naturală, altul este acel fantastic engleză al cărui nume nu pot să-l pun niciodată, Pollinghorne. Da, Pollinghorne. Pollinghorne. Ok, nu știu de ce nu pot să pronunț numele, am o problemă. Adi totdeauna trebuie să pronunțe pentru mine, că îl citez, da? Ce au făcut unii, s-au întors la teologia naturală, așa cum a fost în Evul Mediu. Însă au trecut-o prin Descartes, prin Nietzsche, ca lumea ca voință, ca expresia voinței. Și ce e interesant că acest nou concept de teologie naturală, care datorează lui Nietzsche, să spun, un mare aport intelectual, o epistemologie a lui Nietzsche, este exact ceea ce din punct de vedere științific putem vedea în univers. Deci dacă încercăm să dăm științei o interpretare teologică, ca o paranteză, niciuna de marile idei științifice nu vine de la Revoluția Științifică. Heliocentrismul, relativitatea, chiar și fizica cuantică. Toate au fost intuiții pe care le-au avut și grecii, și egiptenii, și probabil că vin din Neolitic. Da? Deci, în privința aceasta, știința are modele. Știința, de fapt, operează pe niște modele teologice foarte vechi. Un lucru de care, la data aceasta, când știința a ajuns, Revoluția Științifică s-a încheiat. Și știți ce a ajuns ca scolastica medievală, așa, împărțită pe capitole și cu reguli foarte stricte, și tocilarul se crede om de știință, nu mai există revoluția științifică, noi uităm faptul acesta că, de fapt, știința s-a dezvoltat pe niște paradigme teologice. Da? Ei, aceste paradigme teologice trebuie doar redescoperite. Deci și fizica cuantelor se împacă foarte bine cu anumite concepțiile grecilor despre mișcare. Paradoxul mișcării la Zeno, de exemplu. Nu mai vorbesc de relativismul. Am arătat că concepția lui Filon despre spațiu este mai aproape de Einstein decât de Euclid, de exemplu, și așa mai departe. Bun. Evoluționismul la fel. Noi vedem un univers într-o dezvoltare. Universul acesta e suspect. De ce spune suspect?
Este naiv să spui că noi avem argumente zdrobitoare cu privire la un design în univers. Nu avem astfel de argumente. Să fim sinceri, da? Avem argumente slabe, dar nu foarte puternice. În schimb, universul pe care îl primim este foarte suspect. Este, ca să mă întorc la o comparație care o foloseam în România, este ca atunci când cineva câștigă de 3 ori la rând, de 10 ori la rând la barbut, da? Sau mereu îi pică 4 ași la poker. Adică, bă, ceva este acolo, da? El spune că e șansă, dar ceva este acolo. Deci universul nostru este suspect. Evoluția lui este foarte suspectă. Din cauza aceasta există numai principiul antrope, dar există și suspiciunea că universul ar fi simulat de unii. Chiar o idee mai nouă, da? Deci, această caracter suspect al universului te face să te gândești, fără Biblie, fără religie, că este posibil să o voință în spatele lui. Deci, dar lăsând la o parte argumentele copilărești din geneza și de intelligent design, care sunt infantile, există ceva la univers care ți arată clar că o interpretare pur materialistă nu satisface. Și ceea ce vreau încerc să fac, să-i convinc pe adventiști, este că întorcându-ne la concepte teologice creștine și precreștine, noi putem să recuperăm o anumită teologie naturală care să fie foarte bine între Biblie și realitate. Deci să ne gândim să pregăm Biblia ca Biblie, căutând sensuri în toată această frumusețe a labirintului biblic, da? Fără a face în el epistemologie, dar în același timp să nu trecem, citesc Rudyard pe Nietzsche, Nietzsche spune, saltul de la religie la știință este un salt foarte periculos, pe care nimeni nu trebuie să-l facă. Asta este o problemă. Deci, toți tinerii atunci pe care cunosc eu, care au făcut saltul de la religie la știință și-au rupt oasele. Pentru că saltul este mortal. Motivul pentru care știința e periculoasă pentru noi adventiștii este că noi nu avem o filozofie și o teologie naturală. Fiindcă noi am crezut că se de la satana. Bun, vreau să-i convinc pe adventiști că adoptând să ne întoarcem la anumite concepții tradiționale teologice, care au fost încercate de alții, bătute de alții, timp de sute de ani, ne va ajuta să putem să ne mișcăm între știință și Biblie, să vorbim lejer despre evoluție, despre Big Bang, despre găuri negre, da. Și așa să predicăm sâmbătă din Biblie, cum fac eu de obicei, știi, da. Că aici mi se reproșează mie. Aici da. Vreau să ne întoarcem înapoi la, da. la insectă. Da. La insectă și la acest demers. Până la urmă, dacă tu tot încerci acum să deparatizezi și menageria lui Darwin, da, corect, da. Numai pe hai să celălalt te. Și ies pe ea, da? Da. Inevitabil ajungi la un punct în care pur și simplu are loc un transfer de, cum să spun eu, mai bine spus altfel, atentezi cumva la originea omului. Da. Da? Originea tradițională a omului. Adică până la urmă îi negi cumva statutul omului de a avea o origine nobilă. Da. Toate popoarele, toți indivizii, toate religiile, toate comunitățile, întotdeauna pe mitul originilor, ca mit, da? Mitul originilor, întotdeauna caută să idealizeze începuturile. Da. Da? Și să-l reactualizeze prin ritualuri. Da. În general, mitul originilor se bazează pe acest fundament al unui personaj nobil. Da. Este eroul, este salvatorul, este zeul, dar în niciun caz nu este luat de o creatură amorală, o creatură brutală care deodată se trezește și se dă seama că de fapt nu mai stăm cu verii mei anteriori, ci mă îndrept spre o altă direcție. Da. Ori, aceasta creează un disconfort psihologic cititorului sau observatorului sau privitorului atunci când el își dă seama că, de fapt, el nu mai are o origine nobilă, ci una incertă, eventual aleatorie sau pur și simplu accidentală. Da. Ori, aici, de aici pleacă teama. Da. Dacă tu vii și spui că omul nu este fiul lui Dumnezeu, în sensul convențional, în tradițional. Sensul că, în sensul că e făcut din lut, de exemplu, din silicat. Bine, asta este o chestiune discutabilă secundară. S-a făcut din nimica, din aer, din carbon. Exact. Da. Și, din contră, provine într-un strămoș comun, dar în orice caz nu este atât de nobil cum se crede sau cum se ar vrea să creadă. Asta, de fapt, conduce la aversiune față de orice fel de model. Hai să vedem care e problema. Problema asta epistemologică. Și la început spun care e problema și demonstrez care este, da? Problema noastră este că în spatele fizice noi nu mai avem o metafizică. Ok? Deci, și noi încercăm să facem din fizică metafizică. Cred că ai înțeles ce am vrut să spun, da? Deci noi nu mai avem o teologie. Teologia se ocupă cu ceea ce este în spatele fizicii. În spatele universului. Da. Așa cum îl percepe, da? Da. Universul cu legile lor. Noi nu mai avem aceasta. Noi, de fapt, lumea
postmodernă a pierdut-o, a abandonat-o, s-a sinucis în lumea. Deja din timpurile moderne s-a sinucis. Și vreau să spun că unul dintre cei care și-a tras un glote în cap în numele acestui sinucid a fost Nietzsche, dar până la sfârșitul vieții l-a căutat o altă metafizică. Însă noi, ca adventiști, niciodată n-am acceptat metafizica. Deci noi am avut concepția omului primitiv, evreului păstorului de capre din epoca bronzului, e o expresie care știu că enervează pe unii și vreau să o repet, păstorul de capre din epoca bronzului, care ceea ce vede asta este real, da? Dacă el a visat ceva, asta e real, da? Dacă lui se pare ceva, este real, dacă aude o voce, a vorbit Dumnezeu. El nu deconstruiește realitatea, diferența între evreu și grec. Evreu pleacă de la ideea că simțurile te înșeală și merge la rațiune, ca și Descartes. Grecul. Da, grecul. Evreu pleacă de la ideea că toată lumea e lumea simțurilor, rațiunea nu există pentru el. Bun, noi ca adventiști, fiindcă suntem îndrăgostiți de Saba și Vechiul Testament, firește că ne-am întors la epistemologie, dacă putem numi epistemologie, da? Uh-huh. Nu e o teoria cunoașterii, la atitudinea primitivă față de universul, lumea simțurilor, care este și adevărul. Și pentru evreul profet sau neprofet, adevărul e lumea simțurilor. Okay. Dar metafizica, această disciplină care a inventat-o grecii, ne învață să trecem dincolo de lumea simțurilor, la ceea ce este adevăr, etern, recunoscând că universul în care trăim noi este interacțiunea între lucrul în sine, cum spunea Kant, și legile percepției noastre. Acum, aceasta e problema noastră. Hai să luăm lucrurile cum sunt. Dacă luăm ca fenomen, deci lumea fenomenelor, face diferență între lumea fenomenelor și ontologic, da? Dacă luăm ca fenomen, orice savant, orice biolog care studiază problema originii omului, nu poate să evite concluzia că omul și cimpanzeul strămoși cum și cum a evoluat. Vreau să spun că, hai să de la început să eliminăm tot acest, această avalanșă verbală de pe site-uri ca Discovery sau Answering Genesis, da? Sau Intelligent Design, toate chestiile astea, care sunt niște simple nonsensuri, niște mistificări ale